faci, nu mai scrii logan acolo. Participăm la cercetarea la fața locului a unui tragic accident de circulație. Este vorba de impactul dintre un tren Regio, aparținut al Regio Trans Călători, și un autoturism al cărui conducător auto nu a oprit pentru a se asigura la indicatorul stop și crucea Sfântului Andrei. După cum ați putut observa, în urma impactului au rezultat două victime, ambii ocupanți ai autoturismului, care au fost preluați de echipajele SMURT. În tren, la momentul impactului, se aflau circa 30 de pasageri care nu au suferit leziuni corporale. Trenul nu are avarii majore, astfel încât și-a continuat, în urma cercetării la fața locului, și-a continuat deplasarea către stația de final. Ne puteți spune ceva despre vârsta șoferului? Deocamdată, în cadrul cercetării, trebuie să identificăm actele în bordul mașinii și o să vă comunicăm prin purtătorul de cuvânt. Transferat la spitalul Ambii, deci o victimă este la Spitalul Municipal Roma și una, așa cum ați văzut, preluată cu elicopterul SMURT către Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. Un nume complet și o funcție, vă rog? Comisarul șef Băietanu Valentin, șeful biroului rutier Roma. La 3 la 4 sau la 1 la 4?